Ceea ce știm este că ba înghețat, ba a început să se dezghețe. Adică s-ar putea ca fondul să fie de acord cu mărirea deficitului, s-ar putea ca guvernul să ia măsuri. Da. E important dintr-un singur punct de vedere că acest acord nu o să dispară. Pentru că dispariția unui acord cu Fondul Monetar Internațional într-o perioadă sensibilă cum este aceasta până la aderare, până la semnarea tratatului de aderare, dar și după aceea, până în 2007, este foarte important. Ține de simbolica disciplinei macroeconomice. Și s-a vorbit că acesta e singurul mecanism prin care Uniunea Europeană poate să verifice, să spunem, performanțele sau lipsa performanțelor în guvernul român. Chiar dacă se pare că între recomandările Uniunii Europene, mai ales atunci când e vorba de noi investiții și constrângerile fondului, există o contradicție. Dar în orice caz se va judeca performanța României în raport cu fondul și niciun caz Uniunea Europeană nu o să accepte punctul de vedere al României împotriva fondului. Dar un lucru simplu, vreau să, o simplă comparație. Deci, Uniunea nu înțeles ce vrea fondul ăsta. Deci este vorba de el este garantează prin această sau prin această ținere a deficitului bugetar că nu cheltuim mai mult decât încasăm. Este ca o soacră care nu îi lasă pe cei doi. Sunt în faza ați observat a comparației. Nu știu, ori vă căsătoriți, ori pe cei doi însurăței să cheltuie înainte de a lua salariu să se împrumute să se împrumute. Da, în sensul ăsta este singura. Pe de altă parte, cred că prețurile ar fi crescut oricum. Ar fi crescut și dacă guverna PSD-ul. Eu n-am spus că am lăudat PSD-ul. Da. Nu, domnule Cristian Doropescu, politica prețurilor. Vă uitați mai degrabă la prima pagină a ziarului Adevărul de Mâine. Este vorba de acest raport al Freedom House despre corupția sau lupta împotriva corupției în România. Da. Credeți că e mai importantă problema aceasta, evenimentul acesta, decât acordul cu Fondul Monetar Internațional? Nu stabilesc eu astfel de priorități. Sunt două subiecte extrem de importante pentru România, atât relația cu fondul, cât și au înțeles românii după 15 ani ce înseamnă Fondul Monetar Internațional și această mereu zbuciumată relație? Iată acum... Nu cred că s-a înțeles un lucru simplu și esențial în relația cu această instituție. Și anume că această instituție financiară internațională nu te obligă la nimic. De 10 de ori am repetat, cred, în activitatea mea jurnalistică din ultimii ani, că fondul nu cere, de fapt, și nu obligă la nimic. Dacă vrei, te supui, dacă nu vrei, facem, cum a zis domnul Adrian Năstase acum vreo 3 ani, cum a zis domnul premier Tăriceanu acum 3 zile, renunțăm la acordul cu fondul. Domnul Curezeanu nu e de acord. Nu știu cum poate un simplu ziarist ca domnul Curezeanu să știe mai bine decât doi domni prim-ministri care au spus că nu e nevoie de acord cu fondul. Este politicos domnul Curezeanu și cere scuze. Ce privește tarantela asta cu Fondul Monetar Internațional actuală, în momentul de față, ea este consecința directă a fenomenului întâi dăm și după aia vedem ce facem. Întâi aruncăm cu piatra și pe urmă încercăm să ajustăm consecințele. Este ceea ce s-a făcut cu o grabă total nejustificată în iarna acestui an, imediat după câștigarea alegerilor, la sfârșitul lunii decembrie. Ordonanța de urgență. S-a năpustit literalmente alianța cu domnul Traian Băsescu în frunte să pună acest 16% cotă unică de impozitare. Aceasta a fost o măsură politică, dacă îmi permiteți, ca să aibă cap și coadă ce spun. Aceasta a fost o măsură politică și nu economică. Ea nu a avut în niciun caz în spate, ca orice proiect de pe lumea asta, niște estimări, un cadru de fezabilitate, să știe exact cum se va compensa, în cât timp, care sunt efectele. De niciun fel. Nu există nicio strategie legată de introducere. Strategie, s-a dat cu piatra în apă pur și simplu și mai atenție, că nu era nevoie. Nimeni nu forța lucrul ăsta. Am înțeles că Alianța are un program liberal, un program orientat către
dinamism și activitate economică, unde cota unică este utilă. Eram de acord toate persoanele cât de cât responsabile din punct de vedere al gândirii economice din țara asta cu cota unică, dar nu era nevoie să o pună 16%. Am zis atunci cu toată dragostea și tot respectul 19 măcar, vă amintiți? 19 gemeam pe la televizor. E, asta spune și fondul acum. Exact peste 6 luni sau cât au 3 luni de zile, ce 3-6 luni, am pierdut noțiunea timpului, vine fondul și spune ori faceți 19, ori faceți TVA-ul 21. Da. Deci asta e. O să revin la adică, cred că politica românească a intrat, sau nu știu dacă a ieșit vreodată, dintr-o zonă, a intrat, vreau să spun, într-o zonă a refuzului compromisului. Ceea ce în politică poate să fie fatal. Compromisul trebuie să fie îmi dau ca să-mi dai. Și există compromisuri între președinte și guvern. Niciun caz președintele nu trebuie să susțină în continuu sau o dată la 3 zile că alegerile anticipate sunt soluția, în timp ce guvernul se crispează tot mai mult în ceea ce seamănă a refuz și mai ales a sămânță de conflict între două instituții mari ale statului. De asemenea, această există promisiune... conflict acum sau sunt deja deteriorate? Nu, dar observ că nu se dialoguează. Nu există această disponibilitate relaxată pentru compromis. Trebuie să existe asta. Ceea ce spunea domnul Popescu înainte. Da, am intrat cu 16% în campania electorală, am câștigat alegerile cu 16%, dar modulăm. Dacă nu se poate cu 16% și prețul este prea mare pentru pensionari, pentru oamenii cu venituri mici și așa mai departe, pentru Fondul Monetar Internațional, atunci haideți să o punem la 18, să o punem la 19. Toată lumea e de acord că motorul economiei este o taxă, este un impozit redus. Și Germania astăzi au hotărât să coboare de la 25% la 19%. Nu, de acord, dar poate mai mult, cu cât din ianuarie încoace, vreme de 3 luni, pentru că martie se apropie de sfârșit, de 3 luni nu se face altceva decât să se răspundă la ceea ce s-a introdus la începutul anului, cota unică de impozitare. Toate reacțiile în lanț sunt răspuns la această măsură care a fost luată printr-o ordonanță de urgență. Vă rog. Cum spuneau și cei doi colegi înainte, bizareria nu este faptul că s-a introdus, este că s-a introdus, cum numesc eu, printr-o lovitură de stat fiscală. Nici n-a apucat să se încheie bine noua majoritate parlamentară prin ordonanță de urgență, fără pregătirea opiniei publice, fără verificarea sa, s-a dat ca o lovită. Și de ce spune-i fădă? Dar știți că n-ar fi putut dacă o amânau. Da, dar nu, domnule. N-ar fi putut decât peste un an. Putem face acum, la un sondaj la telefon. Puțină lume a votat cu Alianța pentru introducerea acestei cote unice în decembrie. S-a votat pentru alte criterii, pentru lupta împotriva corupției, pentru că Adrian Năstase nu știa să se bată. Alte ele au fost motivele. Jur, nu cred că dacă nu se introducea acum, se amâna un an, oamenii erau dezamăgiți. Dacă ar fi fost majorată la 19%, la loc de 16%. Dacă și aici rămâne o enigmă ca și teroriștii, că tot în decembrie au avut loc, dacă nu cumva Alianța, domnul Traian Băsescu, au avut niște datorii, niște angajamente secrete cu oameni de afaceri, cu firme naționale. Nu, dar nu are nicio justificare. Era, nu poți să, repet, să faci o asemenea măsură revoluționară, în ultimă instanță, așa peste noapte. Și dovadă că acum încearcă să tot dreagă ce s-a stricat și se strică și mai rău, că e clar că totul e haotic. Un alt subiect de dezbatere, un subiect care reapare o dată pe săptămână cel puțin și e tocat 2-3 la rând, este cel alegerilor anticipate. Un subiect care se pare că a făcut ca relația dintre președinte și prim-ministru să nu mai fie una care a fost, cel puțin până în momentul discutării acestui subiect, a fost destul de bun, cel puțin la modul declarativ. Într-o emisiune de acum 3 săptămâni, nu mai știu când am avut, trece timpul foarte repede, spuneați că acest guvern nu poate să lucreze în permanență sub această stare de incertitudine, apropo de alegerile anticipate. Credeți că s-au schimbat lucrurile între timp sau în continuare planează starea asta de incertitudine cu alegerile anticipate? Pentru că eu sper că domnul președinte Traian Băsescu să renunțe finalmente la a mai invoca aceste alegeri anticipate continuu. Nu pot să găsesc altă
altă justificare pentru ceea ce face dânsul decât interesul politic și de imagine personală.